De la mijlocul acestei săptămâni, vremea se va răcori, urmând ca mai apoi temperaturile să crească din nou. În primele două zile ale acestei săptămâni, vremea va fi călduroasă. Răcirea este estimată pentru intervalul 24-26 iulie, răcire care va aduce medii zilnice în jurul temperaturii de 28 de grade. De asemenea, la finalul lunii iulie, vremea va deveni călduroasă, local caniculară în timpul după amiezelor, cu temperaturi maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, iar la începutul lunii august vor fi valori în jurul a 32 de grade. Temperaturile minime vor fi în jurul a 18 grade până în 24 iulie, dar și în jurul datei de 30 iulie. Iar în restul intervalului, media acestora va fi de 15-16 grade, transmite Administrația Națională de Meteorologie. Totodată, probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi mai ridicată în perioada 24-26 iulie.